Potrivit ANAF, anumite facilități fiscale care expirau la 30 de zile de la încetarea stării de urgență se prelungesc până la data de 25 iunie 2020. Hotărârea a fost deja publicată în monitorul oficial iată care sunt facilitățile fiscale de care pot beneficia contribuabilii. Nedatorarea de accesorii, adică dobând și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente la 21 martie anul curent, suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită, rambursarea TVA cu control ulterior pentru o categorie mai largă de contribuabili, menținerea eșalonărilor la plată în situația nerespectării condițiilor standard și termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executare silită, contribuabilii interesați pot afla mai multe informații și prin intermediul call center-ului.